anii 70 și 80 au fost anii foarte prosperi pentru economia italiană. Unde e mai ușor să deschizi o afacere? Totuși, cred că aici e mai ușor. La ce vârstă ai devenit, tătic? La 45. Tu aveai 39 de ani, iar Elena avea 20 de ani. Elena a ascuns această relație mai mult timp. Aici fetele maturizează cu mult mai repede față de fetele din Italia. La 24 de ani, tu erai agent de vânzări? Reușesc cu caracterul meu uni mai multe persoane. În cine poți avea mai mare încredere? Dacă ești acasă, mai ușor, mai bine te descurci decât într-o altă țară. Limba română ai învățat-o într-un timp record? Până la o vârstă de care tata ne batea. Când ești sincer cu tine, ce îți spui cel mai des? Trebuie de încercat, de făcut și mai bine ceea ce faci în fiecare zi. La vârsta de 24 de ani a venit pentru prima dată aici în Republica Moldova și iată că foarte curând se fac alți 28 de când s-a stabilit cu traiul aici. Invitatul podcastului nostru este Franco Sana. Salut, Franco! Salut! Salut, Zina! Mă bucur că ai reușit să-ți faci timp pe lângă multele tale evenimente, multele proiecte pe care le aveți voi acolo în echipă. Am zis 24, mai târziu 28 și ți-am spus și vârsta, minus plus. Da, 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 da. Ai dezvăluit-o. E o problemă cu asta? Nu, nu, absolut. Chiar. Deloc. Nu ești împotrivă că anii merg, trec, e ceva firesc. Ce se face? Da, asta e. Din păcate trec prea repede, asta ar putea să spun. Dar cum te simți mai bine? La anii care iei acum sau la anii care i-ai avut înainte? Mă refer spiritual, nu neapărat fizic. Vreau să spun că mă simt mai bine de aproximativ de 10 ani încoace, mă simt mult mai bine. Nu știu de ce. Mult mai acasă, probabil. Nu pot să spun, dar știi, am avut copii relativ târziu și cred că asta tot a jucat un rol în viața mea și parcă am început să savurez din ea un pic altfel. Dar nu regret să știi nici nimic din ceea ce am făcut, nici în tenereța, chiar dacă ca și toți am comis și eu greșelile mele. Nimic grav. Am în vedere de tinereță, cum ar fi, dar nu regret. Adică am făcut tot așa cum am vrut, am savurat, am petrecut. La ce vârstă ai devenit, tătic? La 45 de ani. Pentru prima dată la 45 de ani ai auzit cuvântul tată. Da, 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 da. Așa. Deja copt, știai ce vrei. Știai sigur cum trebuie să fie. Da, da, exact. Eu cred că asta, pe de o parte, rău că poate vârsta un pic înaintată, dar pe de altă parte, exact cum ai zis tu, înțelegi niște lucruri, cred eu, care la 20 de ani n-ai cum să le înțelegi. Neapărat vreau să vorbim despre acest lucru, dar te salut, îți spun bine ai venit. Da. Vreau să savurăm din acest vin nobil de la Aurelius și asta să ne predispună pentru o discuție sinceră și frumoasă. Mulțumesc! Eu am văzut că la voi există o tradiție, da? Și fiecare oaspete vine cu ceva care o reprezintă. Bineînțeles că eu nu puteam să nu aduc niște paste, fiindcă asta e și meseria și, pe de altă parte, cred că pasta e alimentul care reprezintă în totalitate un italian, fiindcă la bază e oriceva. Și pe urmă m-am permis să-ți aduc un oțet balsamic foarte bun, care nu prea se găsește în rețele de magazin, fiindcă ceva un pic mai
calitate mai ridicată, care se vinde în cantități mai mici față de alte oțeturi balsamice. Și pe lângă produse, aș vrea să te las și acest brățare, la care sunt foarte atașat. E una sau două? Sunt două. Ia să vedem. Da. Ce simbolizează aceste brățări? Că mai vorbeam despre ele și ne spuneai câte un pic, dar să le dăm istoria și celorlalți. Da, asta reprezintă echipa mea iubită de fotbal. Eu sunt un microbist, până la urmă, adică un fan fotbalului italian și nu numai. Și Torino este orașul meu de baștine și Torino este echipa pe care am ales de când eram mic copil. Are o istorie foarte profundă, foarte puternică, nu este o echipă bogată, dar fan la această echipă sunt, adică să fii fan la această echipă trebuie să fii cu inima mare, trebuie să fii onest, fiindcă suntem săraci, nu suntem dintre cei bogați și toate rezultatele pe care echipa le obține într-adevăr pe teren și fără mare ajutor din punctul de vedere economic, mă refer dacă ne gândim la un Juventus din același oraș cu care suntem antagonisti, la un Real Madrid sau Barcelona, adică sunt alte, pe alta planetă, noi suntem cu mult mai, dar de când chiar am părăsit Italia, cum am început să locuiesc aici, niciodată am lăsat această iubire. Da, și brațarea respectiv. Da, aveți și altele pentru dumneavoastră, pentru tine, când ai dat voie să zic da, la sigur, tu. Da, sigur. Și vreau să menționăm acest lucru, că aceste brățări sunt pentru noi, dar ale tale sunt... Da. La o parte. La o parte. Da. Acum pentru o oră de podcast. Mersi foarte mult, iată, așa ușor o să aflăm și despre echipa de fotbal despre care tu pomeneai. Da, o să te rugăm să vii într-o zi să ne gătești aceste paste, pentru că bine, știu că te pricepi foarte bine la asta. Cu drag o să vin numai decât. Mulțumim, o să rog colegii să ne ajute și o să ne dați și rețetele cum le folosim, da, pentru că așa e mai benefic. Mulțumesc. Super. Dacă tot vorbeam despre paste, despre culinarie, cred că era ok să ne oprim la acest subiect, dar nu vreau să ne despărțim de acei ani când ați devenit pentru prima dată tătic. Iată, vedeți, tot la dumneavoastră am trecut. Tu, ok. Da, la tu. E din buna educație. Da, sigur. Mi-a plăcut subiectul cum l-am început, cu anii, copilăria, rolul de tată. La 45 și pentru prima dată ai devenit tătic, dar la ce vârstă ți-ai găsit marea iubire? Aveam 39 de ani când am făcut cunoștință cu Elena, soția mea. Ai căutat-o cam mult pe Elena. Da, nu mă grabeam. Și totodată, dar mai mult să fiu sincer, dacă tema podcastului ne îndemnă, da? Nu mă grabeam în sensul că nu vroiam cu oricine. Adică știam că familia este un lucru foarte important și eram gata până la urmă să nu o am. În cazul în care nu consideram că găsesc persoana potrivită. Dar am avut noroc. Erai gata să fii singur dacă nu este femeia pe care tu o vizualizezi și știi cum trebuie să fie. Exact. Nu ți-a fost frică de singurătate niciodată? Nu. Am stat și perioade îndelungate, m-am locuit singur și m-am simțit foarte bine cu mine, permanent, așa că n-am avut stres din punctul ăsta de vedere. Totuși, la 24 de ani să aterizezi într-o țară, într-o republică pe care nu o cunoști, spune ceva. Cum a fost prima dată aici la Chișinău? A fost un pic controversată, în sensul că, pe de o parte, era aspectul acela de a vrea face ceva nou, a cunoaște, a călători, experiențe, și atunci eram plin de entuziasm. Dar când am venit, impactul nu a fost chiar pozitiv, în sensul că pe vremurile respective, chiar la aeroport, nu te prineau cu zâmbete mari. Băieți care verificau actele, etc., se uitau foarte severi.
la tine și noi nu eram deprinși cu astfel de atârnare și un pic că erai speriat, fiindcă ti se parea că din momentul la altul poți să te iau și să te închid undeva sau... Înțelegi ce vreau să spun? Dar pe urmă, pe lângă aceasta, amintire care le am de la început, dacă vorbim în afara de business, erau un pic de tristețe, în sensul că nu se vedeau oamenii foarte bucuroși, dar când vedeai lumea, din exemplu, în transport public sau pe drum, pareau fi îngândurati, mai mult trist decât veseli, dar în același timp simțeam că este nevoie de ceva pentru poporul, pentru cetățenii, și atunci, într-un fel, te simțeai util, da? Adică vedeai că puteai să aduci o mică experiență din Italia și să o redai la oamenii care erau aici. Să aduce un alt suflu, exact, o altă atitudine. Exact. Bine că era educația sovietică pe care am prins-o mulți dintre noi, eu mai puțin, trebuie să recunosc, dar probabil asta ne-a făcut în acea perioadă să zâmbim mai puțin și să fim sceptici la multe lucruri. Cum sunt basarabencele și cum sunt italiencele? Dacă tot vorbim despre femei, este o diferență în atitudine, în felul cum gândim? Sigur, este și mai mult era. Adică când eu am venit, diferența între fetele din Basarabia cu cele italiane era cu mult mai mare față de astăzi. Fetele de aici erau cu mult mai gospodine, cu atenție mult mai ridicată către bărbat, atenție care noi nu cunoșteam în Italia. Ok? Asta ce înseamnă? Înseamnă că veneai aici și într-un fel erai și acucerit de această modalitate cu care te privesc, te primesc, adică un alt raport. Și sigur că era un lucru destul de interesant, fiindcă era nou, necunoscut pentru noi și nu știam că poate să fie și așa. Dar venea aici, din exemplu, te întâlneai cu domnișoara și domnișoara avea grijă să eu spun lucruri banale, dar să fac curat în casa, să-ți fac o mâncare, să te spală haine, lucruri care pentru noi, adică acolo era imposibil să te gândești la așa ceva. Adică puteai să obții același lucruri din momentul în care creai o familie, dar nu o simplă relație de cuplu. Femeile de aici au mai multă grijă și chiar, da, în momentul de întâlnire ele îți oferă cumva atenția și poate să-ți poarte așa de grijă ca un copil, cum suntem învățate de părinții noștri. Da. Pe când italiencele din start își cunosc prețul, calitatea și nu fac mai mult decât se cere. Da. Cam asta ar fi ideea. Exact, exact. Cu toate că progresul și globalizare la care asistam de mai mult timp, din păcate, cum să zic, sterge un pic tradițiile. Adică noi, femeile noastre au devenit deja mai deștepte, știu ce trebuie de făcut, știu cum să închidă o ușă în cazul în care trebuie, exact, să închidă o ușă. Exact. Au devenit, să zicem, mai obraznice, nu ar fi corect, dar mai înțelepte. Mai șmechere din punctul acesta de vedere și știu cum să se descurce din orice situație. Ei, da, ție ți-a plăcut? Da. Asta e apreciat la femeile noastre, că poartă de grijă, indiferent de statutul care îl au. Asta te-a cucerit și te-a atras la ele. Dar existau momente când fetele ziceau, ei, este italian, cumva aveai mai mare avantaj că ești din altă zonă. Da, asta cu siguranță în prima perioadă, da, mai era așa ceva. Era, fiindcă, oricum, raportul între aceste două țări este unul foarte puternic, care s-a consolidat din anii 2000 încoace cu emigrare din partea moldovenii în masă
în Italia, unde se simt, cred eu, foarte bine, fiindcă limba este una asemănătoare și sunt foarte multe puncte care le putem considera în comune. Același caracteristica care au moldovenii de a primi ospiți în casa și deodată de a le pune la dispoziția tot ce au, cel puțin într-o parte din Italia, este cam la fel. Mă refer mai mult de la centru-sud, mai puțin la nord, unde suntem, sunt un pic mai reci. Tu vii din zona cea rece? Da, dar singele, adică părinți, sunt din sud. Educația e caldă, dar zona din care vii este mai rece, ne referim ca educația oamenilor. Da. Și ca să ne oprim la copilăria ta, până ajungem la copiii tăi, te-ai născut în Torino. Uh-huh. Cum a fost copilăria? Cu siguranță diferă de copilăria copiilor tăi, da. Dar ai avut parte de momente frumoase sau mai puțin frumoase? Cum a fost? Nu, în principiu a fost destul de frumos. Ai spus drept, foarte diferită de copilăria care este acum și îmi pare foarte rău pentru ei de acum, fiindcă consideră că copilăria care noi am avut-o a fost mult mai interesantă. Adică cu puțin lucruri eram foarte veseli și bucuroși și fără telefon mobil, întâlnirea avea loc la fel, la ora stabilită. Dacă nu erai la ora stabilită, pierdeai trenul. Da. Și pe urmă ieșeai cu puțin bani în buzunar sau chiar deloc, dar nu. Cum să spun, nu era important, nu simțeai această lipsă. Era de ajuns să stai cu prietenii împreună, chiar ore în șir. Copilăria a fost una îndestulată. Ai avut suficienți bani în copilărie? Da, nu țin minte de momente în care nu am fost alintat de părinții mei, dar îi mulțumesc pentru asta până în ziua de astăzi, fiindcă cu timpul, dacă nu îmi permiteau orice, dar asta facea parte din educație. Nu că nu puteau să-mi oferă. Pur și simplu erau niște regole, dar spun că cu timpul am înțeles și am apreciat foarte mult în felul cum m-au educat. Copiii în Italia sunt mult mai dedăciți, mult mai alintați, mult mai răsfățați, să recunoaștem la acest capitol. Tu nu ai fost unul dintre cei răsfățați, ai fost pus la muncă. Cum a fost? Singur am ales. Am în vedere, părinții erau foarte clari. Sau mergi la școală, sau mergi la muncă. Nu ai... Sunt două chei. Eu am făcut una și pe urmă alta, dar în timp ce mergeam la școală deseori lucram în sezon de vară, fiindcă vroiam să demonstrez că pot să fiu independent. Și atunci, din exemplu, vacanțele mele plăteam singur. Chiar dacă puteam să cer la părinți, dar să nu am, cum să zic, riscul de nu a primi ce îmi trebuie, da? Dacă m-am fixat că vreau să fac o vacanță, ca exemplu, atunci mergeam la muncă, munceam banii și mergeam liniștit în vacanță, că știam că banii asta me le-am castigat singur și nu cer nimic de la părinți, pot să fac ce vreau. Mulți italieni preferă ca basarabencele. În principiu, foarte mulți italieni au femei, bărbați care fac curat, care au grijă de gospodăria lor. Voi singuri ați avut grijă de gospodăria voastră? Sau ați avut pe cineva de ajutor? Aici? În Italia. În Italia, da, singuri. Da. Singuri? Absolut. Nu erați din familie care să vină cineva să vă facă curat? Nu, mama, până în ziua de astăzi, nu a vrut niciun fel de ajutor. Sub nicio formă, fiindcă mentalitatea un pic poate de mai mult timp și se gândeau că nu trebuie să intre cineva străin în casă. Mai bine noi să ne descurcăm. Nu ai întâlnit oameni din Republica Moldova până nu ai ajuns aici la Chișinău? Da.
nu ai avut contact, nu ai știut cum sunt basarabenii, cât de inimoși și buni. Nu, pe vremurile cele nici nu începuse emigrația din partea moldovenii. Când eu am venit, încă ei abia începeau să se gândească. Exact, în anii 60-70 era greu să ajungi acolo, dar cine ajungea? Noi ne gândeam moldovenii de aici că este un lux să ajungi în Italia, dar numai cei care ajungeau știau cum ajung și în ce condiții pot să trăiască unii dintre ei. Copilăria prin anii 60-70, în general traiul în Torino, în Italia, cum era, dacă ai putea să deschizi niște paranteze? Da, era foarte bine, fiindcă putem să spunem că anii 70 și 80 au fost anii foarte prosperi pentru economia italiană. Țara s-a dezvoltat foarte repede și practic toată lumea cu un simplu lucru putea să se permite un trai foarte decent. Putea să aibă mașină, putea să meargă în vacanță, putea să asigura copiii școală, adică era foarte ok din punctul ăsta. Mai ok decât acum? Da. Atunci erau vremurile mult mai potrivite. Acum e foarte greu. Acum lumea stă și se gândește dacă, în genere, facem un copil sau mai bine renunțăm, fiindcă nu ne simțim că putem să-i oferim ce ar trebui să primească ființa. Da, este o criză inclusiv și demografică, din acest punct de vedere. Ziceai că târziu ai devenit tătic la 45 de ani. Da. Italienii primesc asta ceva foarte ok, în special și mămicile. Dacă aici noi ne grăbim până la 25, până la 30 să avem un copil, ei abia la 30 își dau întrebarea asta. Da. Așa că a fost cumva specific pentru zona și originea din care vii. Frați, surori, îmi dau seama acum, nu am auzit niciodată. Da, am un frate mai mare, cu 5 ani mai mare. Atât. Un frate, tu ești mezinul. Da, eu sunt cel mic. Oricând poți să te duci acasă, ușa e deschisă și cheile sale tale. Da, sigur. Acolo tot e ca la noi, la basarabeni, cel mic are casa. Așa e. Tot așa? Nu, numai decât. Nu. Din punctul ăsta de vedere, cred că tradițiile și modalitatea de a gândi se diferă un pic. Nu cu mult, dar nu este chiar așa. Nu e chiar așa. Uh-huh. E bine, și la noi se diferă un pic, dar e o tradiție cumva. Cel mai mic primește. Rămâne. Uh-huh. Rămâne aici să aibă grijă de mama și de tata, dar tu deja ai aici pe cineva în grijă, pe care îl iubești și de care ești foarte atașat. Uh-huh. La 24 de ani tu erai agent de vânzări, dacă să vorbim în termenii noștri. Da. Deja începeai singur financiar să-ți faci loc sub soare, așa ai ajuns la Chișinău. Da. Jobul tău care a fost aici? Eu vindeam packaging, adică ambalaj pentru alimente și în sector mai mult de cofetărie. Adică cutie pentru bomboane, ambalaj pentru caramele sau unt sau maioneze, dar mai mult pe bomboane era. De la ambalaje, de fapt, ai ajuns să gătești foarte bine și, apropo, ești președintele Uniunii Italienilor, Asociația Bucătarilor Italieni aici în Moldova. Da. Exact. Cum s-au întâmplat lucrurile? Asta e o pasiune, până la urmă. Nu sunt profesionist, nu gătesc așa la nivel de amator, dar am fost ales să fiu președinte această minunată asociație din alte calități, cred eu. Adică nu pentru că gătesc atât de bine, dar mai mult pentru că poate am reușesc cu caracterul meu uni mai multe persoane. De fapt, asociația în ziua de astăzi are aproximativ 100 de membri, care nu este deloc puțin, toți membrii și tinerii foarte mulți, care sunt într-un fel pasionați de bucătăria inclusiv italiană, dar la care încercam să facem schimb de experiențe. Organizam mai multe evenimente de gen masterclass cu, inclusiv cu bucătarii care vin din Italia
și aici sunt foarte mulți tineri talentați care vreau să înceapă cariera de bucătar. Au ambiție mari, dar totuși mesterul se îi conving că unica variante sau posibilitate nu este aceea de a părăsi Republica Moldova, fiindcă aici este nevoie de forță de muncă tineră, este nevoie de băieți și fete apte pentru a dezvolta mai departe. Așa că încercăm să-i convingem că și aici putem să construim un viitor, castigând banii suficient și, până la urmă, poate sună un pic stran spus de la mine, dar dacă ești acasă, mai ușor, mai bine te descurci decât într-o altă țară. Pentru tine ești acasă. Da. Practic, deja ca și ani, de mai mult timp locuiești aici, exact, decât ai locuit în Torino. Da. Zici că nu ai avut experiență, nu ai studii, de fapt, în culinărie. Da. Asta a venit ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Ai foarte multe proiecte și pe mulți îi îndrăgostești de culinărie. Cum se întâmplă aceste lucruri? Să nu ai studii, dar să ai un feeling pe care nu l-au alții. Și apropo, în domeniul culinariei, ați deschis Casa Rinaldi. Da, 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 da. Cred că asta naște de la faptul că după mai multe experiențe făcute aici în Republica Moldova, ultima până la aceasta a fost deschiderea Camera de Comerț Italiană aici în Republica Moldova, pe care am condus-o 2-3 ani, după care am hotărât să abandonez proiectul dat. M-am gândit ce ar fi fost fain, interesant să fac mai departe și m-am gândit că de ce nu să nu încerc să fac import și distribuția de produse alimentare italiene, dat fiind faptul că de mancat nu putem să ne refuzăm. Și atunci m-am gândit că probabil și în perioade mai grele este un sector care ar trebui să se mențină cât de cât. Asta a fost prima, să zicem, ideea de bază. După care, știi cum, am început singur, chiar unul singur, și timp de un an m-am dat seama că nu puteam, dacă vroiam să dezvolt această idee, nu puteam să lucrez mai departe singur. Și iată că de la 1 la 2, 3, 4 și acum suntem o echipă de peste 30 de persoane care lucrează la acest proiect și după mai mulți ani că aveam această activitate bine pornită, m-au propus acest important rol de a fi președinte Asociației Bucătarilor aici în Republica Moldova și bineînțeles că am acceptat cu mare entuziasm, fiindcă este evident că era și o modalitate pentru a promova produsele pe care le vindem. Adică, dar modalitatea cea mai bună, care am folosit tot timpul, la ce mă refer? Mă refer că nu am avut niciodată budget stabiliti pentru publicitate tradiționale. Publicitatea noastră a fost să participăm la evenimente și să punem produse la dispoziția participanților care trebuiau să guste și să, într-adevăr, să înțeleagă că ceea ce spunem corespunde adevărul. Nu este pur și simplu publicitate că gusta asta că e bună. Eu pot să confirm, noi la foarte multe evenimente avem produse de la Casa Rinaldi și... Mulțumesc. Întotdeauna mulțumiți, împliniți și sătui. Da. Apropo, da, sushi, știți să gătiți? Nu. Nu aveți. Nu. Nu aveți pentru că au cei de la Sushi. Da. Și e foarte bine că fiecare are locul lui sub soare. Până trecem să mâncăm sushi, să știți că avem un gift card în valoare de 500 de lei. Și apropo, cei care doresc să facă un cadou pot să dea comandă de acest gift card chiar de pe site și ei îl livrează la persoana X sau Y către cine se duce cadou. Super. Dar cred că e original. Da. Dumneavoastră îl aveți direct acum. Dumneavoastră, mulțumesc. Tu ăla-i. Da, 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 exact. Direct mulțumesc. Acum și pe lângă produsele italiene, sushi, sigur, autentice, bune și proaspete.
Facem o pauză și revenim. Ok. O pauză întotdeauna e binevenită. Desigur. Frumos povestim despre parcursul vieții tale și dragoste și business. Pe lângă toate s-au întâmplat dezamăgiri, lecții de viață. Care au fost ele? Au fost, nu știu, din fericire, știi, pot să spun că mi-e greu să te le spun acum, fiindcă nu me le amintesc. Cred că le-am sters destul de repede. Evident că ele au fost mai multe, dar eu tot timpul m-am staruit să gândesc că orice experiență este până la urmă pozitivă. Am în vedere chiar aceea negativă care în momentul respectiv te lovește sau te atinge negativ, ai oricum ceva de învățat și de la asta. Și devii mai puternic și înțelegi din greșele care sunt acele care e mai bine să nu le mai comiți. Asta vreau să spun că am făcut tot timpul și Republica Moldova, fiindcă a fost perioade în care am asistat, am ajutat, am dat o mică contribuție la cei care au vrut să vină din Italia să facă niște investiții sau să deschidă o afacere. Tot timpul m-am staruit să îi deschid într-un fel ușele sau să-i ajut să nu comite anumite greșele pe care eu am trecut. Și așa făcând, evident că se regăsea o cale mai ușoară pentru a dezvolta business sau... Unde ți-a fost ție mai greu, ai încercat să le faci altora mai ușor. Exact. În momentele de cumpănă, cine te-a dezamăgit mai mult? Fratele, mă refer, cel din Italia sau cel de aici, din Republica Moldova? În cine poți avea mai mare încredere? Dacă vorbim în ziua de astăzi, cred că în mod indiscutibil soția Elena e persoana la care pot să mă simt, adică încrezut fără doar și poate. Dar mă referam mai mult ca factorul uman. Da. În cine poți avea mai multă încredere? Bine că toți suntem diferiți și știți cum vorba asta, nu există păduri fără uscături. Da. Da, în general, vorbim în general, dacă... cum este italianul și cum este moldoveanul. Okay. În cine poți avea încredere? Nu, e ok, foarte bine. Mm-hmm. Cum ai zis tu, uscăture sunt... Peste tot. Sigur, pot să spun că am un prieten foarte bun italian cu care ținem relația până în ziua de astăzi, chiar dacă suntem departe și în el, din exemplu, ar putea să am... Dar asta nu înseamnă că am putea să am încredere în italienii, în linii de mari. Fix așa cu moldovenii. Sunt moldoveni în care cu siguranță merită respect și de la care poți să simți un sprijin adevărat și eventual într-un moment de nevoi poți să apelezi și nu dai în greș. Am așa persoane lângă mine, vreau să spun, la care mă bazez, da? Adică am încredere totală. Dar spun, sunt atât moldoveni cât și italieni. Nu pot să fac o distinție, da? Fiecare este în felul lui cum este. Sigur. Dar dezamăgire sau lecția de viață, cum spuneai, cred că am întâlnit-o atunci când am hotărât să dimisionez de la Camera de Comerț, care fundase împreună cu alte antreprenori cu 3 ani înainte, fiindcă era un președinte atunci italian, care m-a dezamăgit, adică în care am depus foarte multă încredere și el a fost foarte deștept și foarte bravo, fiindcă a păcălit nu numai mie, dar o întreagă echipă și abia peste 3-4 ani, alții au fost contra mine,
tot italienii, fiindcă au crezut în ceea ce el spunea, și după timp de 4-5 ani au fost pacaliți și desamăgiți cu mult mai mult decât eu, și au abia atunci au înțeles că persoana aceea pe toți ne-a dus în eroare. Dar ei credeau că avea dreptate și l-au urmărit, dar asta a fost, cred că, o lecție foarte, foarte bună și foarte importantă. Atunci când se supără Franco, Sana plânge? Când ești în dialog cu tine? Uh-huh. Sunt stări când vrei să te detașezi de toți? Au fost. Nu cred că plâng. Mai degrabă strig, dar atât de repede mai înferbentez și atât de repede îmi trece. Nu iubesc, nu țin. Dacă mă supăr pe o persoană, adică nu rămân supărat. Adică pot să mă supăr, da? Dar o să treacă, trece repede. Nu sunt așa o persoană. Dar ești impulsiv, iei decizii repede, poți să dai replica sau te gândești și apoi? Depinde, când și cum. Mă refer la faptul că mă consider că sunt o persoană foarte directă, care nu prea iubește, nu poate minți. Atunci, sigur că nu tot timpul în viață, din păcate, e bine să fii direct. Uneori trebuie să vezi, dar am și momente în care pot să stăpânesc, sau cum stăpânesc emoțiile. Da, care pot să-mi țin. N-ar putea spune că sunt o persoană care ia decizie rapide sau impulsive. Nu, de obicei îmi place să analizez înainte de a lua. Pe urmă, de când am copii, scuza dacă așa spun, dar mi se pare că așa și este, nu mai doresc să fiu singur niciodată. Adică când cred că când am nevoie de așa momente la care tu te referi, mi-e de ajuns să fiu acasă. Ce frumos! Asta cred că e momentul cel mai emoționant, da, în orice discuție, pentru că copiii rămân cei care ne fac să ne simțim cu adevărat bine, indiferent Absolut. Cât de obosit. Da, și supărat, fiindcă. Există momente când ajungi acasă supărat? Nu, când ei te supără, am în vedere, dar e firesc. Te mai supără? Reușesc să te supere? Dar cum să nu? Cum strigi la ei, adică, dar pe de altă parte, adică totodată, imediat după aia, te dai seama că asta e și ceva normal, că este bine că ei sunt așa activi, șmecheri, deștepți, fiindcă cel puțin te creezi așa o impresie că în viața se vor descurca mai bine decât să fie cum abuzați în sensul de bunat, poate prea bun, știi, înțeles ce am în vedere, adică să fii prea bun și te pun picioarele peste cap. Da, sunt și o altă generație și cumva trebuie să acceptăm că au o altă abordare, o altă viziune față de viață, da, mult mai diferită de ceea ce vedem noi. Uh-huh. Dar știi să-și ceri iertare când faci ceva? Sigur, numai decât. Și de la copii, și de la Elena, și de la colegi? Da, sigur. Da. Eu tot timpul am încercat să fiu cât de cât onest și în linie, să zicem așa. Și n-am probleme să recunosc o greșeală oarecare și să... Asta e ceva firesc până la urmă. Ce te enervează? Există momente pe care nu le accepți? Ba da. Adică, nu neapărat la neamul nostru, în general la oameni. Da. Mă enervez, cred că cel mai mult la serviciu, fiindcă sunt o persoană pedante, iubesc, am grijă de detalii și până la cei mai mici. Și ce mă supără cel mai mult este superficialitatea cu care deseori oamenii cu superficialitate se efectuează lucruri pe care au de făcut, da? Deseori, nu tot timpul, dar deseori
modalitatea asta de atârnare nu prea îmi place, adică aș pretinde, pretind întotdeauna foarte mult, dar în același timp sunt și deschis și cedez. Eu cred că colectivul, din exemplu pe care o conduc, sunt sigur că se gândesc că sunt foarte pedant, poate prea, dar totodată când ei au nevoie de o oră liberă sau de o nevoie personală, întotdeauna sunt înțeleși și îi se permite, fiindcă până la urmă suntem oameni și avem toți nevoi de timp, de anumite chestii personale. Și e ceva firesc. Exact. Nu. Unde e mai ușor să deschizi o afacere? În Republica Moldova sau în Torino, Italia? Dacă ai lua acum totul de la capăt. Da. Greu de spus, dar totuși cred că aici. Totuși cred că aici e mai ușor. Aici e mai ușor. Ai posibilitatea să deschizi mai multe uși. Da. Probabil și de faptul că este nevoie încă de multe lucruri pentru, adică este spațiu într-un fel pentru a crea. Cred că aici totuși e mai ușor, e mai, așa cred. Așa crezi. Bine că în Italia mai greu faci un document. Da. Aici mai ușor, mai operativ. Da. Probabil ai reușit în timp să-ți faci niște prieteni din diferite domenii, ceea ce ne ajută uneori și ne salvează din anumite, sigur, situații. Au fost cazuri când ai bătut la o ușă și ți s-a închis în nas? Au fost cazuri când cineva nu a dorit să ducă discuția până la urmă cu tine sau cel puțin nici nu a acceptat? Sigur, poate. Nu țin minte de cazuri așa unde am primit ușa închisă, dar în mod politicos nu au, da, exact, nu au, dacă eu m-am așteptat, ca exemplu, un ajutor sau un sprijin oarecare, nu l-am primit atât, dar până la urmă nu este o noutate, trebuie să fim realiști, viața e făcută și de aceste lucruri și prieteni adevărați, cum spuneai și tu mai de mult, poți să le numeri, cred că într-o mână. Există restul, prietenie, îi ai? Da, dar sunt foarte puțini, celelalte fac parte din cunoscuți. Dar așa este, adică deci așa e natura umană, nu e vina nimănui, am în vedere. Chiar dacă eu, din punctul ăsta de vedere, sunt mai disponibil, nu reușesc să nu fiu. Eu dacă pot să ajut o persoană, o ajut. Indiferent de situația și nu mă aștept o mulțumire pentru asta. Fiindcă eu cred că e ceva care te ajută sufletește. Am în vedere, dacă ajut cineva, asta e mulțumire pe care o primești. Adică faptul că vezi pe persoana dată că se simte mai ok într-un fel. Gata, asta e. Adică, răsplata. Da, nu se face ceva fiindcă aștepți. În schimb. Se primești, eu cred că vei primi oricum, în diferite modalități, dar oricum vei primi și ești liniștit cu tine însuși. Bine că asta vine în timp, probabil. La începuturi toți ne gândim că ți-am dat un leu trebuie să-mi dai. Calculăm și mai târziu îți dai seama că tu dai un leu și Dumnezeu îți dă mai mult. Da. De unde te aștepți mai puțin. Limba română ai învățat-o într-un timp record, mai puțin de un an? Da. Da, adică eu țin minte că după 6 luni de... Bine, primii ani am călătorit mult. Adică veneam permanent, dar nu eram aici fix. Dar țin minte că timp de 6-7 luni eu aduceam discuții singur cu clienți. Bine, nu posedam un vocabular foarte bogat, dar eram înțeles și înțelegeam ce ei aveau de spus. Aveam pe vremurile cele o traducătoare, o asistente, dar mi-a enervat foarte mult faptul că vedeam că nu transmite mesajul pe care vreau să-l transmit. Poate traducea, dar contează cum spui. Nu contează întotdeauna
ce e ce spui. Exact. Bine, și asta e un factor important, exact, dar se înțelege. E vorba exact despre atitudine. Da. Și faptul că italienii întotdeauna știu să zâmbească și să transmită starea asta de bine, pe care noi ușor, ușor deja o aveam. Apropo, da, când au venit părinții aici în Republica Moldova, cum au văzut totul? Care au fost impresiile lor? Erau, mai ales tata, țin minte că era foarte, cum spun, speriat. Nu că speriat pentru... Adică el de câteva ori m-a spus că chiar dacă au venit în 2000 și ceva ani, el vedea multe lucruri care îi aducea aminte de copilăria lui. Vorbim de anii 50. Adică, ai înțeles, da? Regasea aici niște momente, niște situații care o aduceau înapoi de vreo 50 de ani. Să înțelegem că noi am rămas un pic în urmă cu evoluția și cumva el revedea acele momente. Exact. Cu toate că de când au venit părinții până astăzi, Moldova a schimbat radical, în pozitiv. Dar când au venit prima dată s-au gândit, unde este băiatul meu? Exact. Dar când au venit prima dată, la nuntă sau înainte? Nu, înainte. Înainte ai reușit să le faci cunoștință. Da. Și erau, spun, așa, un pic uimiți, cum ziceai tu. Exact așa se gândeau, că cum... Când au venit părinții, unde i-ai dus prima dată? Care zonă din Republica Moldova crezi că ne-a reprezentat în acele timpuri și tu ai ales anume asta să vadă? În acele timpuri aveai mult mai puțin de văzut la nivel de atracție. Milești mici. I-ai dus? Da. Asta a fost cea mai interesant lucru. Nu era ca și acum. Știi, acum avem fel de fel de locuri pitorești și foarte frumoase, care am descoperit în ultimii ani, inclusiv datorită pandemiei, care ne-a ajutat să redescoperim inclusiv Republica Moldova și locurile sale, unele care te lasă într-adevăr cu gura deschisă. Adică... Eu am înțeles că tu nu ai reușit să vezi Torino, Italia, atât de mult cum ai reușit deja să vezi Republica Moldova, da, și să o descoperi. Da. Și asta datorită dragostei. Uite ce face dragostea din om, vezi? Uh-huh. Da. Franco, eu vreau să ne oprim acum la Sincer Foto. Avem selectate 6 fotografii în 6 ipostaze diferite și probabil aceste fotografii o să ne ajute să trecem mai ușor prin fiecare etapă. Am să pornesc cu această fotografie din copilărie. Tu, micuț, ai vrea copiii să trăiască ceva momente din viața ta, să aibă niște asemănări? Sigur. Care din ele? Care sunt acele momente pe care tu le vizualizezi și poate le vezi și în copiii tăi? Aș vrea să trăiască cu siguranță multe momente din copilărie care eu am trăit. Adică, nu știu, eu când eram micuț și unde m-am născut, erau un ansamblu de apartamente, dar erau curte foarte mare. Foarte, foarte mare. Și eu țin minte că noi eram zeci de copii care zilnic ne întâlneam în curtea și jucam la toate, de la biciclete, la alergatul, la fotbal, la... Aș vrea foarte mult copii să aibă... Te simți protejat? Din asta, sigur. Aș vrea foarte mult. Pe urmă, din viața mai departe, cu siguranță aș vrea să aibă anumite caracteristici pe care eu le am. Am în vedere poate și acele care am spus mai devreme, adică să fii disponibil, să ajuți când este posibilitate, fiindcă
e ceva care, cum ziceam, într-un fel te revine înapoi. Și dar evident că n-aș vrea să fac cum am făcut eu. Adică n-aș vrea să placă de lângă mine, dar spun așa, știind că este un lucru care nu noi îl hotărăm, dar nu îl decidem și probabil că vor... Nu, ar fi ipocrit din partea mea să neg așa ceva din momentul în care eu am fost primul care a vrut să evadeze într-un fel, să schimbă. Și ai evadat practic pentru totdeauna. Da. Părinții au încercat să te întoarcă în timp înapoi? S-au zis că, Franco, întoarce-te? Nu. Nu, m-au spus, evident că de nenumerate ori m-au spus că nu erau foarte fericit de alegerea mea, fiindcă eram departe, dar nu... Nu au insistat niciodată. Niciodată, absolut. În copilărie ai avut parte de violență sau doar dragoste și armonie era în familia ta? Da, sigur. Nu ai văzut bătăi, nu știi ce înseamnă asta. Nu, am primit bătaie. Ai luat bătaie? Ia, povestește. Da, până la o vârstă de care tata ne batea și bine. Eram un pic așa terorizat de... Dar eu țin minte din exemplu acum și fac referință la mei, da? Atât de mult era, atât de mare era respect față de părinți, că eu țin minte uneori tata ne punea pe noi, pe mine și pe fratele meu, să stăm în baie cu mâinile ridicate în sus și atât de mare era respect că chiar dacă el era în bucătărie la vreo 10, 12, 15 metri de la tine, nu aveai curajul să dai mâini în jos. Dar acum încearcă. Am în vedere când noi mai practicam așa cu copiii noștri, uneori, am în vedere, nu li batem, dar încercam într-un fel să-i pedepsim când merită, dar ei, adică au tot alt... Nu au frica pe care ai avut-o tu în copilărie. Exact. Dar noi era alte vremuri, alt respect. Aici tot cred că a fost cumva așa. Nu că erau bătăi tari, mari, dar era pur și simplu una alta atitudine ficiorul către părinți. Era altă modalitate. Mai severă era tata, asta da, înțelegem. Da. Mama mai iubitoare ca mamele. Da. Și pe urmă tata la un moment dat s-a oprit fiindcă a înțeles că aceeași palmă sau aceeași nu avea, totuși nu era strategia cea mai bună, corectă, și atunci a schimbat un pic și el atitudine, dar spun, mulțumesc încă o dată părinților pentru cum m-au educat, pentru cum m-au crescut, fiindcă... O altă fotografie este tu, Elena și cei trei copii minunați ai voștri. Am înțeles că la 39 de ani ai întâlnit-o pe Elena, dar nu am aflat povestea. Cum ai cunoscut-o pe Elena? Mergeam într-un club aici adeseori cu prietenii și era această fată foarte frumoasă, care mă tragea, dar mai mult eram atras, în afară de frumosață, de modalitate cu care dansa. Avea o sensualitate unică pentru mine și am trecut, cred că, o lună, două, în care eu pur și simplu știam că ea vine și o priveam. O priveam, mă distram cu prieteni, dar ochiul nimerea tot timpul pe ea. Până când am găsit curajul să o cheam lângă mine și ea, evident că nu a fost, știi, deodată așa disponibile, fiindcă Elena a făcut Academia de Poliție, a fost educată de militari și e foarte așa determinată în ce face și evident că nu s-a ratat deodată așa, știi, Chiar dacă probabil, cred eu, după cum m-a spus pe urmă, era și ea evident emoționată, dar nu arăta acest lucru. Și a fost... Asta te-a atras probabil mai mult. Exact. Asta m-a atras, m-a interesat mai mult și pe urmă am înțeles într-adevăr că am de-a face cu o persoană
interesante, dar foarte cum se cade, cu 7 ani de acasă, cum se spune. Exact, ceea ce căutai tu. Exact, brava. Elena este mai mică ca tine? Da, cu mult, cu vreo 20 de ani. Tu aveai 39 de ani, iar Elena avea 20 de ani. Cam așa, da. Cum ai cucerit-o tu? Eu am înțeles cum te-a cucerit ea, dar tu nu cum știu, ai cucerit-o? Ar trebui pe ea de întrebat. Nu știu, adică simplu. N-am avut nevoie de metode, cine știe de care. Cred că i-a plăcut, cred că s-a simțit bine cu mine când am început să ne frecuentam și a înțeles și ea că poate că cu mine se poate de făcut o familie. Exact. Părinții ei nu au fost împotriva ta pentru că e o diferență de vârstă mare, foarte vizibilă și mamele, tații de fete în special sunt foarte atenți. Pot să-ți spun că Elena a ascuns această relație mai mult timp. Probabil, cu siguranță, că se gândea exact la ceea ce spui tu și este un lucru absolut firesc. Dar vreau să spun că eu am o relație cu socrii extraordinară. Acum? Da, atunci? La fel. De întotdeauna eu am fost primit, deodată m-am simțit super de bine. Ei sunt relativ tineri și au un raport foarte frumos cu copiii noștri. Dar eu spun, pentru mine sunt ca părinți, dar și ca prieteni. Ție ți-a reușit. Nu ai luat bătaie de la tata socru. Nu. Pentru că tații, în special, sunt foarte atente cu fetele și când mai dau de flăcâi mai mari ca ele, atunci se agravează un pic situația. Da, da. Tu ai reușit. Apropo, Elena fiind mai mică cu 20 de ani decât tine, ai simțit o diferență de conceptualizare, de vizualizare a vieții? Nu s-a simțit că ea este cu atâta mai mică? Nu, asta, apropo, noi la începutul discuției noastre am atins tema între diferențe, între fetele. Tu ai înțeles ce am spus. Vreau să spun că aici fetele maturizează cu mult mai repede față de fetele din Italia. Adică o fată la 20 de ani aici e cu mult mai matura față de o fată din Italia cu același vârstă. Nu se compară. Nu, chiar nu se compară. Și cred că și pentru asta niciodată am simțit această diferență în ani, cum ar putea unii să se gândească, sincer spun, deloc. Și mă bucur foarte mult, fiindcă este, consider eu, un avantaj foarte mare pentru copii care au o mămică foarte tineră și cu care cu siguranță vor putea avea o relație în viață foarte puternică, mai aproape. Lucru Elena care, apropo, eu n-am avut, fiindcă mama era cu mult mai mare. Mămică, la ce vârstă te-a născut pe tine? 38. Și eu n-am reușit cu părinții mei, ca exemplu, să stabilesc un raport frumos cum Elena a reușit cu a săi. Adică e foarte frumos să vezi ce relație au. Îi admir și într-un fel îi invidiez în mod pozitiv, evident. Adică, exact. Elena este mai înaltă ca tine? Da. Exact, și pe urmă eu te mai spun unde găsești, e mai greu de găsit o fată mai mică decât mine. Nu a fost niciodată pentru mine, înălțimea mea, o problemă. Îți plac fetele înalte? Da, dar și acele, nu neapărat, adică nu m-am uitat nici eu tot timpul la asta, știi? Adică... Dragostea nu are înălțime, exact, și nici vârstă. Cam asta este morala discuției noastre. Tu mi-ai trimis această fotografie și bănuiesc că nu mi-ai trimis-o în zadar. Acest om, acești oameni, da, reprezintă ceva pentru tine. Da, unul sunt eu, acel din stânga. Eu mă gândeam, ești tu sau nu ești tu? Da, acel din stânga sunt eu și celălalt e Walter, cel mai bun prieten al meu, care a rămas în Italia, a venit o singură dată, apropo, în tot aceste ani, a venit recent în Republica Moldova și a rămas uimit. Apropo, pot să vă fac complimente, în sensul că el m-a auzit 10 de ani povestind de această țară, ce fac, ce nu fac, și când a venit în 2021,
a rămas foarte uimit pozitiv. A venit cu soția lui și ambii erau uimiți, în pozitiv, că spuneau, noi te ascultam pe tine și te credeam, nu puneam în dubiu, dar este chiar frumos aici, adică nu e deloc. Hai să atragi mai mulți oameni, mai mulți italieni aici, da, și da, o să deschideți da. Italia în Chișinău. Sigur, sigur, sigur. O altă fotografie este tu, la Casa Rinaldi, bănuiesc că lucrurile se întâmplă exact în domeniul culinariei, în care tu te-ai specificat tot mai mult și mai mult. Îți amintești de această fotografie? Da, asta era un masterclass care noi am făcut la colegiul ASEM, iar pentru mai mult dedicat la elevi. Au venit cu acea ocazie, au venit colegii de la București, din asociație, fiindcă asociația aceasta, sediul principal se află la București, unde Giovanni cu președinte Enza au început această aventură și ne-au luat și pe noi cu ei din Moldova. Fotografia mi-a atras atenția pentru că e de prin 2017, de fapt îmi pare că e mult mai înainte, ai postat-o atunci, în această perioadă. Probabil. Dar poza se referă undeva 2008-2009, poza aceea. Dar mă gândeam, parcă ești tu, parcă nu ești tu, dar se vede aici un om de afacere, ambițios. Da, cum era acea perioadă pentru tine și cum a evoluat de atunci până acum? Era o perioadă foarte încărcată, se lucra foarte mult, țin minte că ieșeam nopțile, dar lucram până târziu în orice caz, până la 9-10 seara. Vreau să spun că întotdeauna, de când am venit în Republica Moldova, tot timpul mi-a plăcut ce faceam și ce fac. Adică nu am avut perioade aici, de când am ales să vin în Republica Moldova, în care am lucrat cu efort. Dar tot timpul ce am făcut, l-am făcut cu mare plăcere. Inclusiv când am venit primii ani, lucram foarte mult, să știi. Foarte mult. Dar îmi plăcea. Chiar eram împlinit, satisfăcut. Lucru făcea parte chiar din viața mea. Acum consider că am ameliorat cu mult în ultimii ani calitatea vieții. Adică am început să dau mai multă importanță la... Evident, ai copii, ai familie, exact, nu e exact acea libertate organizată și dezorganizată uneori. Am exact să închei, sincer, foto cu această fotografie alături de soția ta. Da. Se întâmpla la Omul Anului, unde tu mai mulți ani la rând ridici trofeul și lucrurile nu se întâmplă întâmplător. Tot ceea ce are loc e pentru meritul, succesul, munca și dedicația pe care tu o pui cu suflet în ceea ce faci. Mulțumesc. Crezi că aceste trofee de la an la an pe care le ridici la Omul Anului reprezintă cumva munca ta? E mult sau e puțin? Oh, sigur că este, în primul rând, este o plăcere și o satisfacție enorme, fiindcă este drept o recunoaștere că ceea ce ai făcut a fost apreciat, dar este în același timp o provocare, în sensul că trebuie să te afirmi și devine din ce în ce mai greu, fiindcă tu știi foarte bine că natura umană, cum suntem noi oamenii de fapt, evident că orice rezultat pozitiv ar putea să te răsplăteste atât de mult că tu, din reflex, să te acomodezi, da? Fiindcă ai ajuns, cum ar fi. Dar mie mi se întâmplă altfel. Adică fiecare dată când am fost premiat, am zis, ok, gata. Adică trebuie de uitat, în sensul, nu mă opresc aici. Trebuie să merg mai departe și să... Tot mai mult, să arăt că se poate și mai bine. Dar mulți se gândesc că aceste premii sunt într-un fel cumpărați. Este adevărat că unii se gândesc, unii chiar m-au zis în anumite cazuri, dar mă mândresc foarte mult de faptul că nu este așa și că, într-adevăr,
sunt premii care, adică veniți de la apreciere oamenilor și asta e cel mai fain. Am ales fotografia cu Elena și din discuția pe care noi am avut-o despre Elena, parcă aș simți, nu știu, acel cuvânt, acel mesaj care vrei tu să-l spui Elenei. Pentru ce tu îi mulțumești acestui om de lângă tine care ți-a dăruit 3 copii? Probabil datorită ei iubești mai mult Moldova. Da, cu siguranță are o greutate, un rol important. Ai vrea să-i mulțumești pentru ceva anume? Dar mi-e greu, fiindcă aș vrea să spun totul și puțin, în sensul că vreau să o mulțumesc pentru așa cum este, pentru răbdare pe care o are lângă mine, cu siguranță, pentru tot ce face, fiindcă este o soție extraordinară, o mamică, fără niciun defect, zic eu. Sincer, mai bine eu nu puteam să-mi doresc dacă vorbim de o soție alături. Franco, noi ne apropiem de final, dar avem o tradiție în cadrul podcastului, o întrebare, de fapt, simplă de tot. Când ești sincer cu tine, ce îți spui cel mai des? Trebuie de încercat, de făcut și mai bine ceea ce faci în fiecare zi. Adică de găsit o modalitate pentru a ameliora tot ce este posibil. Niciodată nu este îndeajuns. Nu, sigur, nu trebuie să fie. Noi avem de la partenerii noștri o sticlă de vin, am să rog colegii să mă ajute. E un vin de la Aurelius. Mm. Cu siguranță împreună cu Elena o să savurați. Da, numai decât. Am avut și pe Aurelius uneori partner la niște evenimente și știu că fac produse foarte ok. Cabernet Sauvignon. Aurelius, super. Pentru tine, pentru voi, pentru familia ta frumoasă. Mulțumesc mult. Important atunci când o să-l savurați, fiți sinceri unul cu altul. Da, numai decât. Te-ai simțit bine? Da, foarte mulțumesc. Chiar de invitație a fost o experiență foarte plăcută. Eu îți mulțumesc.